Am ratat foarte mult. Eu cred că încă mai avem nevoie de timp să ne omogenizăm, mai avem destul de mult de muncă, dar sper ca de la meci la meci să ne îmbunătățim jocul atât pe atac cât și în apărare. Cu siguranță și pentru noi este foarte dureros, dar asta este, mergem înainte, acum ne antrenăm, ne focusăm pentru campionat și ne pregătim și așteptăm primul meci. Cu siguranță avem o echipă puternică și sperăm să facem o figură frumoasă sezonul acesta. In the game for the first, I think 12, 13 minutes, something like that. Then we have too many mistakes in the close. We have too many mistakes in the attack. We take the fast break from CSM, and then they make the difference. And then we have too many miss on our 7 meters. I think we had 3 in the first half, and we miss, I think, 5 altogether, and that is too much in a game like this. It is a problem, I think, not only to us, but a lot of teams, not only in Romania, because the Olympic Games, that you have maybe not that much time to try to put in the players in a model that you want to play, some balls that you want to play in attack, some system you want to have in the defense, and it will take time for all teams to get into that. But I'm satisfied so far for the time being that we've been together, and then I hope we can put up a little bit more further up. We also said, like, we really want to win these two games. We want to play the final four, and of course, I am very happy that we win today. I think we fight really hard. I think, of course, in the end, we can take the time because we are in front, so we can take it a little bit more slow. And I think there is always room for improvement, but I think we can be happy. Mă bucur în primul rând că am câștigat. Din foarte multe puncte de vedere avem nevoie să câștigăm, pentru că în primul rând suntem CSM București și în al doilea rând pentru că, fiind și un campionat, să spunem, tânăr, cu puține antrenamente între noi, fiecare victorie e importantă pentru moral și cred că cu fiecare meci începe să ne cunoaștem mai bine între noi ca și echipă. Acum ne așteaptă o pregătire foarte scurtă de 2 zile, după care meciurile din weekend, așa că tot ce ne concentrăm acum este să ne refacem cât mai repede, să fim fresh în weekend.
apărarea și spiritul unei echipe e tot timpul acolo și cred că în prima repriză am legat foarte multe faze bune de apărare. A spune că astăzi a fost un meci cu multe inexactități, cu multe greșeli. Cred că la un moment dat și mingea era ceva ciudat, cu două tipuri diferite de clister care se foloseau. Deci un pic am multe greșeli în zona asta, dar cred că apărarea este cea care face diferența. Ele au câștigat astăzi, au avut un meci minus, așa că avem următorul meci către care trebuie să ne concentrăm 100%, acela este Rapid. Și până la ziua meciului o să facem tot ce putem ca să fim și fizic și mental pregătiți de meci. În momentul de față nu mă gândesc absolut deloc la Liga Campionilor, mă gândesc cum să facem să omogenizăm, dacă pot să spun lucrul ăsta, într-un timp foarte scurt o echipă și atunci încercăm să facem niște relații de joc să fie cât mai clare. Avem etapa asta care e foarte importantă în această săptămână cu Cupa României. Am făcut, dacă vreți, până acum 50%, mai rămâne 50% pentru weekend, așa că ăsta e obiectivul nostru principal, să fim foarte bine în acest weekend, după care vine următorul pas și până la Liga Campionilor mai sunt două etape în campionatul intern, așa că nu o facem decât să o luăm pas cu pas și corect pas cu pas.